Bun găsit, domnilor și domnilor, la Agricultura cu un milion de fețe. Avem câte ceva pentru dumneavoastră. Unul, întâi o să vă punem în așteptare, așa cum e și bugetul național. Buget din care prim, Ministerul Agriculturii, sunt plătiți banii care vi se cuvin, da? Că totul întâi se dă de la bugetul național și apoi este decontat de Uniunea Europeană. Bugetul prin februarie, după cum spune Ministrul Munci, așa că mai așteptați și dumneavoastră. Nu bănuiesc că nu o să suferiți, guvernanții au grijă să vă primiți banii la timp. Tot astăzi despre bani europeni pentru cadastru. Că așa de bine se mișcă lucrurile în România în această chestiune încât Comisarul European pentru Dezvoltare Regională a anunțat că alocă bani pentru ca România să termine și nu la calendele grecești cadastrul, fără de care în viitor nu se va mai primi niciun cent de la Uniunea Europeană. Și tot astăzi, dacă am vorbit de Uniunea Europeană, să vă spun că în miercuri se discută în Parlamentul European la Strasburg o chestiune importantă legată de pesticide. Între timp, apicultorii, da, o asociație din Buzeu vine și spune că fermierii care folosesc neonicotinoide ar trebui să plătească o taxă de 1 euro pe hectar. Cu banii aceia ar urma să fie ajutați exact apicultorii care au avut de suferit. Haideți să începem așadar rând pe rând de toate subiectele. Uh, nu e un secret pentru nimeni că toți banii care se cheltuie în țara asta, și mă refer la cei care vin pe domenii mari de activitate, cum e agricultura, de exemplu, întâi se plătesc de la bugetul național. Chiar dacă e vorba de fonduri care se cuvin prin politica agricolă comună, întâi banii aceștia vin de la bugetul României. Apoi se fac niște calcule și guvernul trimite la Bruxelles de contul, iar Bruselul, da, trimite banii în România. Deocamdată, Uh, nu știu de unde o să fie plătit ceea ce se cuvine a fi plătit în lunile ianuarie și februarie. Pentru că, pentru că România nu are buget la ora actuală. E în discuție un document, uh, se fac tot felul de calcule în așa fel încât uh, veniturile să fie măcar cu un leu mai mare decât cheltuielile sau, mă rog, măcar pe acolo să ne putem încadra în deficit cu tot cu împrumuturi, dar nu avem buget. Așa că nu e foarte clar care e sursa banilor din care urmează a fi plătiți fermierii. Nu-i așa? Pe... Când săptămâna trecută APIA a reluat plățile către fermieri. În prima zi de, de când s-au reluat acele plăți, se plătiseră vreo 8800 de fermieri. Nu mai știu suma exactă. Dar dacă stai și te gândești că banii ăștia trebuie luați de undeva, te întrebi ce o să se întâmple în viitorul apropiat. E adevărat că există totdeauna soluții de avarie, în mod normal, bugetul pe anul trecut se împarte în 12 părți și una din cele 12 părți o poți cheltui în uh, ianuarie și una în februarie. Da, sunt un fel de cheltuieli în avans, fără ca statul să fi încasat mare lucru, deși se așteaptă la, la venituri bugetare. Dar... Deocamdată, eu spun, pentru mine e un pic neclar de unde se vor face plățile care se cuvin în toată această perioadă. Și mă gândesc numai la plățile pentru agricultură. Nu mă gândesc la nimic altceva, că șantierele de infrastructură inexistente sunt moarte iarna, oricum, da? De construit altceva nu prea se mai construiește. A, mai sunt anul ăsta de rambursat niște sume către Banca Mondială, către Fondul Monetar, către Uniunea Europeană. Da, nu mult, parcă un miliard și ceva de euro și ne descurcăm noi. Dar deocamdată, spun, e uh, o mare nebuloasă. De unde vin banii pentru dumneavoastră, pentru fermieri? E adevărat, toate autoritățile se grăbesc să ne dea asigurări că nimeni nu va avea de suferit. Ba da, eu sufăr dacă stau și mă gândesc la inflație, o să mi se spună, da, inflația nu e foarte mare, e de 3 și ceva la sută. Da, dar față de acum un an de zile, conform datelor oficiale ale guvernanților, adică date de Institutul de Statistică, care nu e așa, e al statului, arată că, de exemplu, la cartofi, prețurile au crescut cu 40% într-un an. Chiar așa, o criză de cartofi în România, e adevărat nu știu să fi fost. S-au făcut cartofi și la Lungulețu, s-au făcut cartofi și în Covasna, și în Harghita, și în Suceava, și în Mureș. Da, peste tot s-au făcut cartofi. Și atunci de ce a crescut prețul cartofilor cu 40%? E uite, asta ar trebui să lămuresc eu în emisiune, să discut cu dumneavoastră. Că sunt convins că această creștere de preț de 40% nu se reflectă în veniturile celor care produc cartofi. Da? Să fim foarte clari. Am discutat cu un producător serios de cartofi din Târgu Secuiesc. Și știu cu cât pleacă, el face pentru supermarketuri niște pungi de acum absolut civilizate de 2,5 kg de cartofi. Le știți și dumneavoastră, sunt divers colorate, se găsesc în toate supermarketurile din România, da? Deci el e unul din furnizorii acestui tip de produs. Am cumpărat o pungă de astfel de cartofi, căs pentru prăjit, căs pentru salată, corfi pentru piure, nici nu mai contează cu undeva între 8 lei jumate și 9 lei punga. Da? Deci hai să pun 8 lei și jumătate punga la 2,5 kg, îmi iese la vreo 3 lei kilogram, nu? 3 lei și ceva. Păi, domnilor, acum îmi spunea producătorul de cartofi din Târgu Secuiesc că el pe o astfel de pungă, cu marfa lui, ambalatul lui, cu transportul lui, el nu primește mai mult de 2,80 lei. Păi, de la 2 lei 80 până la 8 lei și jumătate, cât am plătit eu ieri într-un supermarket punga de cartofi, îmi dau seama că restul or fi taxe și imposte. Când nu înțeleg, supermarketurile spun că nu fac profit decât 2-3% în România, nu-i așa, că sunt pierderi foarte mari, dar diferența asta de 6 lei pe punga de cartofi. Bun, o să spuneți că acum că mi-am permis, odată s permis, a doua oară. Ai scandal acasă când mai cumpere cartofi cu 3 kg. Se spune că în piață erau mai ieftini. Dar nu înțeleg nici în piață de ce nu sunt cartofi ieftini. În România, adevărat, nu-și acoperă consumul intern, din producția proprie. Da, nu mai e ca odinioară când erau cartofi pe toate drumurile. Acum avem potențial. Avem potențial, bun, suntem buni la porumb, suntem buni la floarea soarelui. La cartofi încă nu acoperim, cred eu, necesarul de consum. Sau, dacă îl acoperim, nu înțeleg de ce se importă cantități imense de, de cartofi din uh, Polonia, de exemplu. da Nu mă refer la cartofii noi, cei pe care îi aducem din Egipt primăvara. Ce producția de cartofi obișnuiți? De ce trebuie să importăm din Polonia? de ce o bună parte din cartofi congelați. Că lumea mai cumpără și de aia la pungă, gata tăiați. Sunt în majoritatea fabricați în străinătate. În Germania, în Austria, în Polonia, în Danemarca, în Italia, în Spania. Puțin la noi, da? Prea puțin la noi. De ce? Nu avem un tunel în care să refrigerăm cartofii după ce am prăjit ușor nulei? În nu înțeleg. Deci, Asta e. Prețurile sunt foarte mari. Eu nu reușesc să vă explic de ce inflația la cartofi a fost de 40%. Bine, făcând o medie una peste alta, inflația e mică, de 3,82% sau ceva de genul acesta. Dar la cartofi 40%? Ne-ați văzut vreun cartof poleit cu aur în perioada asta? Eu n-am văzut. Da, mă rog. Deci, eu vă spun că e o afacere, cartoful. Știu, o să-mi spună cei care cultivă la Lungulețul, de exemplu, sau chiar amicul acesta de la Târgu Secuiesc. O să-mi spună că nu e deloc o afacere să faci cartofi, să pui cartofi. Că de la an la an abia scos banii, că profitul e destul de mic, că vin samsarii, mai ales la cei de la Lungulețul, da? Și obligă să vândă la prețuri de nimic, că stau cu remorcele de tractor pline cartofi la marginea drumului și nu-i întreabă nimeni. Asta e vina lor, că nu se organizează într-o cooperativă ca să poată să intre într-un supermarket, da? În condițiile în care s-ar putea face lucrul ăsta foarte bine. Da? Hai să mă întorc la. să închei, de fapt, subiectul ăsta. Probabil că cei de la APIA uh, o să vă facă plățile la timp. Dacă aveți de uh, primit bani de la Uniunea Europeană prin uh, AFIR, dacă aveți proiecte în derulare, o să primiți banii, dar trebuie să știți foarte clar că undeva, deasupra tuturor, există posibilitatea ca într-o zi să nu fie bani sau banii să vină cu întârziere. Nu că nu are bugetul bani, nu avem buget, da? Asta e. Și trebuie să știți că aceste lucruri se, se plătesc. De exemplu, și vreau să închei subiectul financiar, politicile guvernamentale în domeniul financiar și economic sunt strict apanajul celor aflați la putere. Nimeni nu contestă acest lucru. Fiecare partid sau alianță, atunci când a ajuns la putere, a condus țara din punct de vedere financiar și economic așa cum a considerat că este mai bine. Așa cum i-au spus <coughs> specialiștii pe care i are fiecare partid sau alianță. Așa că la ora actuală, din dorința de a fi mai aproape de oameni și de a face mai mult bine poporului, guvernanții s-au hotărât să pună la colț pe cei lacon. Taxa pe lăcomie care se aplică băncilor, de exemplu, da? sau sectorului energetic. Băncile din România au început, cele care lucrează în România, au început să-și facă calcule. Anul acesta, dacă se aplică această taxă, rămân doar 4 pe profit, la anul rămân doar 2. Da? În 2020, doar două bănci din România ar mai urma să aibă profit. Aș vrea dumneavoastră să-mi spuneți, hai să spunem că sunt 10 bănci. Ele sunt mai multe, dar nu le punem decât pe cele mari. Nu luăm în calcul băncile de genul Blom Bank, care e foarte serioasă, dar lucrează numai cu cliență bine definiți. Nu luați un credit dumneavoastră de acolo, decât dacă aveți o afacere serioasă. Da, aceia au banchieri privați, personal, pentru fiecare. Deci, să spunem că sunt 10 bănci. <coughs> dacă rămân doar la anul, două bănci profitabile, Celelalte opt bănci credeți că se vor transforma în instituții de binefacere? Că vor rămâne în România, unde plătesc utilitățile pentru sedii și filiale, salarii, da? Și impozite statului român, ca să ce? Ca să aducă bani de acolo de unde e banca. De exemplu, dumneavoastră vă închipuiți că uh, filiala din România, a Erste, va aduce bani din uh, Austria, ca să ce? Sau din Germania, ca să ce? Să dea statului român? sau Societe General va aduce bani de la Paris ca să îndestuleze bugetul românesc? Nu. Există posibilitatea ca băncile nu spun să plece, să-și restrângă activitatea. Și când o bancă își restrânge activitatea, cine suferă? Hai să spunem în primul rând că suferă statul, da? pentru că nu mai are de unde să se împrumute. La ora actuală, statul se împrumută foarte convenabil de la bănci. Băncile sunt leneșe, dacă mă înțelegeți, în a plasa bani în piață, iar vânzările de bani către stat reprezintă o investiție sigură, cu risc minim și aducătoare de profit. Deci, dacă băncile nu vor mai fi active în piața românească sau se strângă activitatea, Suferă statul. Și în al doilea rând suferim noi. Dar noi suferim de două ori. Unu, că nu o să mai fie bănci de la care să luăm credită Sau condițiile de creditare vor fi atât de aspre, încât va trebui de la bun început să-ți vinzi casa pe care vrei să o cumperi prin credit ca să poți să plătești avansul la un credit. Cam alambicat, dar s-ar putea să fie așa. Și al doilea rând, dacă statul nu mai avea de unde să se împrumute de la bănci în piața internă, va fi nevoit să iasă după capital în piețele externe. Iar în piețele externe, dobânzile nu oh, sunt chiar atât de mici pe cât ar vrea fiecare guvern să le găsească. Și cine va plăti costurile cu cumpărarea banilor? Nu noi. Asta înseamnă inflație mai mare, investiții mai mici, dar nici n-are rost să vorbim. E, de, și de investiție nevoie, da? Dacă mă iau numai după declarațiile ministrului Petre Daia, cum că anul acesta vor fi investite sume, aș numi de-a dreptul exorbitante, în sistemul de irigații, în sistemul antigrindină, în cercetarea românească, acum... Nu depinde de ministrul de aia, sunt convins că -ți bani se dau cercetării, că există și un minister, că prăriile sunt împărțite. Știți, un institut ține de un minister, altul de altul, dar ar trebui să ne fie rușine că în țara asta alocăm pentru cercetare sub un procent din produsul intern brut. Da, Și vorbim de faptul că avem potențial, iar ajung la termenul ăsta cu potențialul de, de multe ori încep să să te și să ia. Ce potențial avem? Cum suntem noi competitivi în plan european? Noi, conform datelor europene, cam undeva pe aici, imediat o să vă spun, da, o treime din toate fermele din Uniunea Europeană sunt în România, dar acesta reprezintă doar 3,4% din producția blocului comunitar. Da? Asta e situația de la care plecăm când vorbim de competitivitate, când vorbim de un război în piață, când vorbim de a rezista, de care pe care. Da? Cum să reziste agricultura românească cu bine? și să nu fie una de subzistență sau extrem de polarizată. Pe de o parte, mari fermieri bogați care se pot bate cu fermierii occidentali și de cealaltă parte, cei care au jumătate de hectar pe lângă casă și pun și acolo un castravet, o roșie și două rânduri de porumb să nu moară de foame până la anul. Da? Cum să se bată agricultura românească când noi avem acest această radiografie făcută de Oficiul European de Statistică, bun, stăm bine la nivelul de femei care conduc exploatațiile agricole în România, da? Cele mai multe țări, deci cele mai multe femei care conduc exploatații agricole sunt în Letonia și Lituania, 34%. Și România, da? Stă foarte bine în acest punct de vedere. O treime din exploatațiile agricole din România sunt conduse de femei. Așa, și câte dintre ele sunt mari ferme, da? câte dintre ele sunt în realitate exploatații de acelea minuscule pe lângă casa omului. Și asta vă spun, cum putem noi rămâne competitivi într-o piață unde concurența e acerbă, da? dacă astăzi n-ai fost în piață la preț bun, mâine n-are rost să te mai duci, pentru că mâine locul tău deja a fost luat de un alt producător sau de un distribuitor care are prețuri mai mici. Da? Cu sub 1% din produsul național brut pentru cercetare, Păi, noi avem șansa unor institute și stațiuni de cercetare foarte bune. Nu le mai număr că au rămas puține față de câte era odată. Dar, în ciuda declarațiilor guvernamentale, din totdeauna, nu de acum, din 89 încoace, institutele acestea lucrează de azi pe mâine. Vai de capul lor, da? Nu există decât strategii, dar nu există și alocarea bugetară necesară. Și atunci oamenii aceia se chinuie de la o recoltă la alta, de la ușa unei multinaționale la ușa altei multinaționale, de la poarta unui mare fermier la poarta unui alt mare fermier, să obțină bani cu care să o mai ducă un an de zile. Până o să capitalizeze statul cercetarea românească, o să fie vai și amar de biata cercetare, da? Eu încă aștept să văd liceile agricole puse pe picioare. Nu ca la Huș, da? Remiza unde stă un tractor amărăt și două semănători, de fapt, nici nu mai curge ploaia, că între timp a înghețat. Totul e o zăpadă, da? Sau era nu cu mult timp în urmă. Da? Aș vrea să văd că liceile și stațiunile, și universitățile, evident, au terenuri multe pe care le exploatează în condiții pur științifice și fac tot felul de, de experimente pe ele, da? Să nu se mai trezească, așa cum sunt majoritatea universităților de medicină veterinară și științe agronomice din România cu terenurile înjumătățite. Să nu te trezești că ai o livadă experimentală aici la marginea Bucureștiului lângă un aeroport și într-o noapte vine un potent al zilei cu buldozerul, spune copacii jos și spune că de fapt n-ai avut nicio livadă acolo, dacă că la e pământului. Cercetarea românească, dacă vrea să mai însemne ceva în viitor și dacă vrem să mai avem cercetare românească și nu doar să cumpărăm totul de plan internațional, că acolo piața e liberă să găsesc, ar trebui să dea bani mulți. Câți bani? Nu știu, o să vedem după luna februarie, atunci când probabil o să avem și buget. Să se întoarcă parlamentarii din vacanță, guvernul să-și facă între timp proiectul de buget, să-l discute, să treacă în toate avizele necesare, apoi să treacă de parlament, să fie dezbătut și publicat de monitor oficial și apoi la președinte. Da? Două bugete, să nu uităm. Ăla al statului, și bugetul de asigurări sociale. Acolo de unde se plătesc ajutoarele sociale, dar și pensiile, care sunt tot ajutoare sociale. Bun, haideți să vorbim chestii mai interesante de bani. Vin bani de la Uniunea Europeană pentru a, cum să spun, pentru a termina odată cadastru în România, da? mai ales în zonele rurale, comisarul Corina Crețu, care e comisar european pentru dezvoltare regională, spune că dă dintr-un fond care aparține exact de acest domeniu, deci nu de agricultură, 266 de milioane de euro. Da? România are mari probleme în domeniul cadastrului. Există o agenție de publicitate imobiliară și cadastru sau de cadastru și publicitatea imobiliară, nici nu contează. Există oameni angajați pentru asta, există fonduri bugetare, există ingineri militari care se pricep la chestia asta. Și cât avem noi cadastrat din teritoriul național, probabil undeva între o treime și 40%. Probabil, poate mai bine, hai spre 50%. Mai pun eu ceva. Și ce e cu asta? Avem cadastru uh, făcut acum câțiva ani, în 2016 fusesem în Tulcea la un fermier, un fermier important care îmi spunea așa, lucrez în aceste zile să-mi rezolv problema cadastrului, pentru că după 2018 nu o să se mai primească niciun ban de la Uniunea Europeană dacă terenul nu e cadastrat, nu e înregistrat, vecinătățile nu sunt clare, nu știe fiecare ce, cât are și de ce valoare. Și am spus omului acela, domnule, bravo dumitale că face acest lucru, dar ar trebui făcut la nivel național. Și el a spus, e, eh, aici nu se schimbă lucrurile în bine. Eu m-am asigurat, sper să primesc subvențiile și după 2018. Uite că suntem în 2019, nimeni n-a anunțat deocamdată că anul acesta nu se mai dau subvenții în lipsa cadastrului, dar știm cu toții că existența unui cadastru da, la nivel național e una din obligațiile pe care România și l a asumat odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Aderarea încheiată joia trecută, când am preluat oficial președinția Consiliului Uniunii Europene. Deci gata, am crescut, suntem majori, da? Trebuie să ne vedem de treabă. Ei, existența unui cadastru, că Uniunea Europeană așa îi place, să aibă pe sertare totul bine aranjat, ca să știe ce bani pune în fiecare sertar. Păi în România... Știți cum e? O trei, hai jumătate din teritoriu e cadastrat. În noastre ca fermier, știți foarte bine câte probleme ați avut, că știați că ați cumpărat de aici până aici și ați mai luat în arendă de aici până aici. Iar peste noapte v-ați trezit că um, hotarul dumneavoastră a fost mutat cu trei rânduri de porumb în interiorul proprietății dumneavoastră, că ceea ce închiriați sau ți în arendă, de fapt, e foarte prost limitat și nu știți pe unde să trimiteți tractorul, da? Deocamdată n-a spus nimeni lucrurile astea că fermierii români, agricultura românească nu va mai primi bani europeni în lipsa unui cadastru la nivel național. Dar cine să vă spună lucrul ăsta, da? 25% din teritoriul național complet cadastrat. Uite că am găsit niște date. Puțin, foarte puțin. Haideți să vă spun altceva care se întâmplă la Bruxelles și o să vă intereseze. E o nouă sesiune a Parlamentului European, sunt foarte multe chestii în discuție. S-a dus și premierul Dăncil acolo să spună ce va face România în cele șase luni cât conducem Uniunea Europeană, dar un vot vă interesează pe dumneavoastră în ceea ce privește viitorul agriculturii românești, care folosește la ora actuală puține, dar necesare substanțe chimice. Eurodeputații dezbat și votează miercuri un plan pentru creșterea populației europene în procedura de aprobare a folosirii substanțelor chimice, a pesticidelor, da. Uh. Vorba e așa că oricum ele vor fi folosite în agricultură și în continuare. Nimeni nu și-a propus să, să vi le interzică. Iar ceea ce face Parlamentul European, o procedură care să facă populația să aibă mai multă încredere în procedurile de aprobare, cred că de fapt. Haideți să traducem puțin. E în favoarea dumneavoastră. Asta înseamnă așa, că oamenii vor fi mai bine informați, oamenilor li se va explica mai mult ce înseamnă un pesticid, ce e bun, ce nu e bun la el și care e procedura de autorizare la nivel european. Eu cred că, deși nu se recunoaște... Nimeni nu spune acest lucru. Acest vot din Parlamentul European de mai bună explicare către populația procedurilor de autorizare în cazul pesticidelor nu poate decât să fie în avantajul dumneavoastră, pentru că un om bine informat nu va mai pune, nu va mai pleca urechea la toate zvonurile din piață că sunt bine intenționate sau sunt mai puțin bine intenționate. Să știți și dumneavoastră că multe dintre zvonurile din piață, și nu mă refer numai la pesticide, ci la foarte multe lucruri, sunt iscate de interese economice. Nu dau exemple ca să nu se supere vreo firmă sau alta pe mine, dar să știți că foarte multe din noile curente lansate în agricultura mondială, noile tendințe eco-bio-natural, dincolo de dorința intrinsecă a fiecăruia, de a mânca mai curat, mai puțin poluat, de a, de a trăi mai mult la urma urmei, uh, multe dintre aceste curente sunt direct născute și încurajate în laboratoarele unor companii. Nu știu care sunt acelea, spun și eu ce am auzit. Da, Nu mă pune să dovedesc că n-am dat niciun nume. Dacă tot am vorbit de, de insecticide, să ne întoarcem în România, unde dumneavoastră ca fermier s-ar putea în curând să fiți obligați să mai plătiți o taxă. Deocamdată e o cerere din partea Sindicatului Apicultorilor din România. E înființat acum 2 ani, are sediul la Buzău, iar acești apicultori din Sindicatul Apicultorilor din România s-au gândit că fermierii care folosesc neonicotinoide, da, deci fermierii români în special, că noi ne dăm reautorizări în fiecare campanie pentru a folosi trei tipuri de neonicotinoide pentru semințe. Fermierii ăștia ar trebui să plătească o taxă. Ai 4.000 de hectare în exploatație? 4.000 de euro plătești, ai 2.000, 2.000 de euro. Da, uite așa, la nivel național, dacă iau suprafața cultivată cu plante ale căror semințe au fost tratate cu neonicotinoide, s-ar strânge vreo 2 milioane și jumătate spre 4 chiar. Da, între 2 milioane și jumătate și 4 milioane de euro. O să spuneți, banii ăștia nu reprezintă mare lucru, da? Pentru un buget așa de flământ. Da, no, că banii ăștia nu merg la bugetul național. Banii ăștia ar urma să meargă pentru sprijinirea apicultorilor, sigur că au nevoie, nu contest acest lucru, pentru sprijinirea apicultorilor care suferă din cauza că fermierii folosesc neonicotinoide. Acum, dumneavoastră, rămâne doar să discutați cu, cu, apicultorii. Eu știu că între apicultori și fermieri există contracte ferme în fiecare an pentru ca apicultorii să vină cu albinele la polenizat, iar albinele au nevoie de lanurile înflorite. Acum, dacă o să le mai dați și o taxă de 1 euro, eu vă sugerez să le puneți fiecare taxă de un cent pentru fiecare albină care intră pe bucata dumneavoastră. Să știți că nu e greu. O fotocelulă modernă vă numără albinele în timp record. Dar mă rog, mai sunt multe informații. O să vorbim și despre lapte și dacă câte nu mai sunt și despre legea muntelui. Dar asta mâine. O seară bună tuturor! La par, cea mai importantă federație a fermierilor români susține agricultura cu un milion de fețe.